Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă de unt de alune pe care am făcut-o deoarece am fost întrebată la rețetele care conțineau unt de alune dacă îl fac în casă și cum îl fac. Și pentru că știm că în comerț conține ulei de palmier de multe ori, zahăr alb, conservanți, unele ingrediente care nu ne plac, este mai bine și mai sănătos să-l facem în casă. Pentru această rețetă avem nevoie doar de alune și de un blender cu putere mare. Eu am pus 200 de grame de alune prăjite, dar puteți să puneți mai mult sau mai puțin, acum depinde de cât de mult unt de alune doriți să faceți. Mixăm foarte bine alunele și oprim, după ce s-au transformat în făină, oprim, curățăm pereții vasului și mixăm din nou și iar oprim și iar curățăm vasul, pentru că acest proces va dura cam 15-20 de minute, deci trebuie să avem răbdare, nu se face așa repede vrum-vrum. Deci trebuie să avem răbdare, să oprim blenderul de foarte multe ori și să o luăm de la capăt, să-l ajutăm, să-l curățăm. Nu-l ținem în continuu în viteză pentru că se poate arde. Și obținem o pastă așa, exact ca cea din comerț. Spre sfârșit putem adăuga o lingură două de ulei presat la rece și putem adăuga un îndulcitor, lichid sau solid după preferință, dacă dorim ca această pastă să fie dulce și să o servim dimineața la micul dejun pe pâine sau în rețetele noastre vegane. O să vă las sus în dreapta o rețetă de brownie. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!